Sim, vou apresentar de novo, revim com um videoclip focado em blue.google.ro. Sim, vou fora com uma primeira hora. Savar, sunt în clanul Best Killers, clan foarte șmecher, dar acum vreau să vă prezint așa serverul și vreau să vă arăt că mai sunt și copii fără minte și te bușesc sau intră în tine, fac de mine și restul chestiilor. Eu o să vă prezint așa în mare, într-un videoclip de 4-5 minute, așa un orașul unde ești Pushkin, să vin să ne întâlnim. Cine este postul? Unde ne găsim? Locuitor la fac. Așteaptă-mă, așteaptă-mă acolo. Deci acum merg spre San Fierro. Fac așa o scurtă excursie spre San Fierro, de fapt urcăm puțin pe Chile. Pe Ciliad și apoi spre San Fierro. V-am arătat cum umblă poliția, sunt nobi, nu am ce să spun despre poliție, toți nobii au intrat în poliție. Uitați, prietenul meu Pushkin, ai Pushkin la o liniuță, avem mașini destul de dotate. Deci, na, nu se ține Pushkin după mine, dar oricum are mașină foarte bună, valoare de foarte mulți bani. Cum vedeți, și a mea este mașinuța bună. Hai să-l așteptăm și pe Pushkin și mergem așa să ne plimbăm, să vedeți cum este serverul. Deci, mi se pare un server foarte bun, se fac bani rapid, mașinile sunt într-o valoare bună de bani, nu sunt nici scumpe, nici ieftine, dar aceasta este cea mai rapidă mașină de pe server. Mulți dintre voi care vă pot să vă uitați la videoclipe, la videoclipuri cunoașteți. Scuzați-mi greșelile gramaticale, sunt puțin emoționat. Îl mai așteptăm și pe Pushkin. Pushkin. Mergem pe Ciliad acum. 66. Nu mai ai? Cât mai ai? Deci prima dată ajungem până în San Fierro sau da, ne ducem până în San Fierro să bage și Pushkin să își alimenteze mașina. Și eu ajung cu 2 minute înaintea lui în SF, dar merg așa, încet, mă mai opresc, l-aștept. Nu vreau să bușez nici mașinuța, că da, am pornit videoclipul și nu vreau așa. Și acum o să vă duc, să vedeți cum sunt unii copii reduși mental și fac deme pe tine degeaba. Sau te văd că ești mai șmecheraș și ai o mașină mai bună sau așa, vin și fac deme pe tine, nu? Oricum, serverul acesta este unul dintre cele mai populate servere și cel mai frumos, mie mi se pare cel mai frumos server. Adminii sunt foarte corecți și îmi plac de ei. Da. Eu acum am ajuns în SF și îl așteptăm și pe Pushkin să meargă după mine, că el de fapt îl așteptăm aici. Și nu prea cunoaște San Fierro și astea să meargă după mine. Cel mai apropiat este acesta. Mai ai mult Pushkin? Scuzați-mă că cred că voi nu-l auziți pe Pushkin că vorbește și
O să ziceți că vorbesc eu singur, dar eu sunt și cu Pushkin pe Skype și vorbesc cu el și prin aceea se aude două voci. Am ajuns și la benzinărie. Dreapta, Pushkin, dreapta. Hai, merg. Așteptăm și la roșu să fim regulamentari, dar oricum acest nu contează pentru că nu este nicio mașină. Dacă era respectat fără nicio problemă acest. Ce să spun, mie îmi place foarte mult să stau în LS, în Los Santos. Este cel mai bun, cel mai frumos oraș, are cele mai multe în el. Și acum am pornit cu Pushkin la o drumeție, așa să spun, drumeție. Da, am plecat să ne plimbăm puțin, să vedem ce, de ce oameni dăm, cum fac de mei și toate acestea. Dar oricum, dacă se face DM degeaba pe un om și nu pe poliție, adminii vă garantez că o să ia măsuri. Sunt adminii foarte buni pe acest server. Mergem să reparăm mașinile, pentru că avem farurile sparte și tot, toate acestea. Să vrem să evităm amenziile. Sau vrem să rămânem cu permisul de conducere. Oricum o să mă vedeți în mai multe videoclipuri în acest clan. Căutați dacă sunteți jucători de SAMP, căutați pe panel, căutați serverul blue.buget.ro pe Google Direct și o să intrați pe forum și acolo vedeți mai multe detalii despre server, despre toate acestea, clanurile, vedeți tot. Și vă garantez eu că o să vă placă serverul. Uitați șoferul. Hai înapoi. Hai înapoi să reparăm, frate. El nu prea se uită pe hartă să vadă și el unde este curbă și așa. El viteză atât. Altceva nu mai știu. Unde te-ai dus, mă? Da, frate, da. Eu vreau să-l aștept și pe el să merg frumos la curbe și așa și el intră în mine. De acum, dacă mă pun eu să merg viteză, el nu se mai ține după mine, nu mă mai vede. Aici sunt unele HQ-uri de la clanuri, dar de curiozitate vreau să intru peste un